să fie Domnul! Haideți să rămânem, nu vă așezați. dacă Paul nu vă lăsați să vă așezați, nu vă las și eu mai câteva secunde să citim ceva din Cuvântul lui Dumnezeu. Deschidem Cuvântul Domnului în prima carte a Bibliei, ușor de găsit, la pagina 42, Geneza, capitolul 37, începând cu versetul 13, un text cunoscut, foarte cunoscut, citit de mulți sau poate de toți, dacă n-ai citit până acum textul acesta, te sfătuiesc când mergi acasă să citești istoria lui Iosif, o istorie frumoasă. Când s-a născut al treilea copil la nostru, soția a zis, la ăștia, la al doilea ai pus tu numele, mă lași pe mine la al treilea să-i Și i pus numele Iosif. Haideți să citim ceva de Iosif și o să mergem pe marginea vieții lui și o să vedeți în seara aceasta că ne regăsim pe lângă el și ar biruința care a avut o a avut-o Iosif să avem și noi. Mai spun încă o dată, biruința care a avut o a avut-o Iosif, să o avem și noi. Amin. Versetul 13. Israel a zis lui Iosif, frații tăi pasc oile la Sihem, vino, că -și vreau să te trimit la ei. Iată-mă, sunt gata, a răspuns el. Israel i-a zis, du-te, rogute, și vezi dacă frații tăi sunt sănătoși și dacă oile sunt bine și adun vești. L-a trimis astfel în, în, valea Hebronului și Iosif a ajuns la Sihem. Pe când rătăcea pe câmp, l-a întâlnit un om. Omul acela l-a întrebat, ce cauți? Caut pe frații mei, a răspuns Iosif. Spunem te rog, unde pasc ei oile? Și omul acela a zis, au plecat de aici, căci i-am auzit spunând, haidem la Dotan. Iosif s-a dus după frații săi și i-a găsit la Dotan, ei l-au zărit de departe și până să se apropie de ei, s-au sfătuit să-l omoare. Ei au zis unul către altul, iată că vine făuritorul de visuri, veniți acum să-l omorâm și să-l aruncăm într-una din aceste gropi. Vom spune că l-a mâncat o fiară sălbatică și vom vedea ce se va alege de visurile lui. Ruben a auzit lucrul acesta și l-a scos din mâinile lor. El a zis să nu-i luăm viața. Ruben le-a zis, să nu vărsați sânge, ci mai bine aruncați-l în groapa aceasta care este în pustiu și nu puneți mâna pe el, căci avea de gând să-l scape din mâinile lor și să-l ducă înapoi la tatăl său. Când a ajuns Iosif la frații săi, aceștia l-au dezbrăcat de haina lui, de haina cea pestriță pe care o avea pe el. L-au luat și l-au aruncat în groapă. Groapa aceasta era goală, nu era apă în ea apoi au șezut să mănânce. Ridicându-și ochii, au văzut o ceată de ismailiți venind din Galad, că milele lor erau încărcate cu tămâie, cu leac alinător și smirnă, pe care le duceau în Egipt. Atunci Iuda a zis fraților săi, ce vom câștiga să ucidem pe fratele nostru și să-i ascundem sângele? Veniți mai bine să-l vindem ismailiților și să nu punem mâna pe el, căci este fratele nostru, carne din carnea noastră și frații lui l-au ascultat. La trecerea negustorilor, madianiți au tras și au scos pe Iosef afară din groapă și l-au vândut cu 20 de sicli de argint ismaeliților care l-au dus în Egipt. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Mulțumim Domnului de seara aceasta binecuvântată, dacă lunea trecută ne aflam la iarbă verde și... Ne dureau oasele și eram roșii pe piele ca să nu mai folosesc cuvântul care l-am folosit atunci seara. Acum suntem în casa lui Dumnezeu și putem, putem să ne bucurăm în prezența lui Dumnezeu. Ne-am bucurat la cântările care le-am cântat, ne-am putut spune oful nostru, oful inimii, am putut să-l spunem înaintea lui Dumnezeu. Acum vreau să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu, un cuvânt care m-am rugat Domnului pentru el și cred că e un mesaj cel puțin pentru unul. Dacă nu pentru unul, dar aceea o fi pentru unul de pe internet. Dar eu știu că îi pentru cineva în ziara aceasta. Și ați văzut titlul afișului care l-au făcut cei de la media și uh, titlul mesajului din seara aceasta este O lecție neînțeleasă. Acum câți dintre noi n-am avut la școală cât eu întreba profesorul, ai înțeles? Și tu bătă, ai zis, am înțeles. Să te fi ferit Dumnezeu, să fi zis profesoara, ai înțeles? Da? Nu, no. vină la tablă și repetă. Că sunt unele lecții care nu le înțelegi, Domne. Și în viață avem lecții pe cu care ne confruntăm și nu le înțelegem. Sunt foarte multe lecții și în umblarea cu Dumnezeu. Știți că avem lecții foarte multe pe care nu le înțelegem. Uitați-vă că cele mai multe întrebări care le punem lui Dumnezeu în rugăciune sau în gândurile noastre, știți cum încep? De ce? De ce, Doamne? Și de ce folosești cuvintele acestea, întrebarea aceasta? Pentru că nu înțelegi! Nu înțelegi de ce treci prin situația aceea! Nu înțelegi că tu ai vrut să faci bine și o ieși rău! Nu înțelegi de ce erai în prag de căsătorie și totul s-a stricat! Nu înțelegi de ce ai vrut să te integrezi într-un anumit grup și parcă nu s-a concretizat slujirea în grupul acela. A îi cineva în seara asta care se confruntă cu situații de genul acesta? Eu vă spun că unul, mă confrunt cu situații de acestea. M-am confruntat și în fiecare, poate, an am multe lucruri care nu le înțeleg. În fiecare săptămână am uh, lucruri în umblarea cu Dumnezeu care nu le înțeleg. Iosif, să știți, o a avut și el lucruri care nu le-au înțeles. Dacă ai fi, i ai fi arătat la Iosif prin ce va trece, vă întreb, credeți că ar fi acceptat Iosif lucrurile acestea? De ce Dumnezeu ne trece prin situații pe care nu le înțelegem? dacă le-am înțelege, nu le-am fi acceptat. Mă credeți că nu am fi acceptat planul lui Dumnezeu? Dacă El ne-ar fi spus de la început, uite, hai să-ți arăt aici filmulețul, cum o să treci. Pe aici o să treci, pe dincolo. E că fi zis la Iosif, Iosif, ce ai în plasă? Brânză, cartofi, slănină și ceapă verde și pită. Mă duc la frații mei. Nu te duc ăștia te bag în groapă. Ar mai fi mers Iosif. Eu vă zic, toată pâinea și toată brânza și slănina o dădea la câini. Că să o lua apoi și rupea asfaltul, iarba, că nu era asfalt pe atunci, da? Deci, tătă brânza lui arunca la câini, nu cumva să mai ajungă la frații lui. Dar uitați-vă că Dumnezeu a avut un plan cu el și el nu a înțeles, nici noi nu înțelegem. Dar știți ce ar vrea să facem? Să credem cu toată inima că Dumnezeu are un plan pe care el îl înțelege. În istoria lui Iosif, au fost lucrurile acestea pe care el nu le-a înțeles. Să-i fi spus la Iosif în groapă, nu stai mult, o să te scoată afară și să fi zis, mulțumesc, slavă Domnului că mă scoate afară, da, dar o să ajungi în pușcărie. Ce ar fi zis Iosif? Nu, mai bine stau în groapă, mai bine, n-ar fi întins mâna să fie scos afară din groapă, ar fi acceptat încă 12 ani de pușcărie. Cum, domne, de la 18 la 30, când e viața cea mai în floare, când ești în putere, când ești fără griji și fără bani, de la 18 la 30, Încerc să concretizezi ceva în viața ta, când îi așa parcă totul e păros, Dom'le, tu să-ți petreci ăștia cei mai buni ani în pușcărie. Credeți că ar fi acceptat? Credeți că poate Dumnezeu să ne spună detaliile? Ai fi acceptat, tânără drag, tânăr drag. Nu știu prin ce situații treci, dar gândește-te că n-ai fi acceptat. N-ai fi acceptat să-ți spună Dumnezeu, uite, examenul ăsta al pici, o să treci prin situația asta, o să treci, o să-ți îngrobi mama când ai 10 ani, o să-ți îngrobi tata când ai 12 ani, o să treci prin situații pe care nu le înțelegi. Credeți, crezi că ai fi acceptat planul lui Dumnezeu? așa că avem lecții pe care nu le înțelegem. Știți că viața e, cel mai rău sau cel mai ciudat profesor? Pentru că orice profesor întâi îți dă lecția, o înveți și după aia îți dă examenul. Viața face invers. Întâi îți dă examenul și după aia te învață lecția. așa e viața cu noi. Întâi dăm examen și după aceea, după aceea învățăm, învățăm lecția. Ieri am fost la o nuntă în județul Suceava la băiatul unui prieten de al meu și acolo cu șase luni în urmă am fost la un mormântare, tot în biserică s-a ținut și priveghiu și în mormântarea la un băiat de 28 de ani. Și acum știind că mă duc în aceeași biserică, am vorbit cu cineva de acolo că rog pe părinții băiatului, la final, când se gata nunta la biserică, să nu plece, că vreau să-i văd și să, să vorbesc cu ei. Și au rămas la urmă. Au rămas și soția celui ce a murit, un băiețel micuț de un an și, și ceva, un an și vreo trei luni de zile. Și am rămas să povestesc cu ei un pic. Plângeau, nu numai șase luni de când, poate nici șase luni de când, de când a murit băiatul ăsta. Și am zis, unde e unde tata băiatului care a murit? Și o zice, zice uite-l în biserică. M-am uitat biserica goală. Omul ăsta stătea undeva pe o bancă și stătea cu capul în, în mâini și nu ridica ochii de jos, nu mă plângea. Și m-am dus la el, am încercat să vorbesc cu el, l-am îngăiat, i-am spus un cuvânt de îmbărbătare, am plâns cu el acolo și am zis, trebuie să treceți peste. O zis, nu pot, înțelegi că nu pot. Nici nu pot, dar i-am zis, aveți nepoțelul vă mângâiați un pic cu nepoțelul. O zis, din pricina durerii, nici măcar nu mă pot uita la nepot. Nu mă pot, mi o zis cineva din biserică, de când eu murit copilul. De șase luni de zile așa stă la biserică. Vine, se așează pe bancă, nu vorbește cu nimeni, nu m aș pune capul pe, pe, pe bancă și plânge în continuu. Vă întreb, dacă i-ar fi zis Dumnezeu la omul ăsta, la om de 60 de ani, să-i fi zis, auzi, hai să spun ceva, în două luni Copilul tău va muri de ciroză la ficat, în Cluj, în București a murit. Va muri de ciroză la ficat și nu o să ai ce să faci. Uite o poză, cum o să arăți un biserică peste șase luni. Credeți că ar fi acceptat? Credeți că am fi acceptat planul lui Dumnezeu? Dacă Dumnezeu ne-ar fi lăsat să înțelegem care-i voia lui, care-i planul lui, n-am fi acceptat. Dar știți ce a fost bine? Că Dumnezeu este Cel care nu ține cont de dorința noastră. Când are plan de binecuvântare. Că multe planuri le-am fi încurcat noi lui Dumnezeu. Multe planuri le-am fi dat noi peste cap, dar Dumnezeu. Știi ce face? Are un punct de pornire când pornește planul de binecuvântare. Auzi ce spune versetul 13. Spune cuvântul Domnului așa. Israel a zis lui Iosef, frații tăi, pascu, oile la Sihem. Vino că vreau să te trimit la ei. Și acum pornește, se dă startul la planul de binecuvântare. Știi ce zice Iosif? Sunt gata! Iată-mă, sunt gata! Pornim! Sunt gata! O auzi Dumnezeu, ești gata Iosif. De cât ori n-am zis și noi, Doamne, sunt gata să te slujesc, sunt gata să uh, lucrez pentru tine, sunt gata să mă predau ție. Și-a zis Dumnezeu, ești gata? Da. Nu uită, am alt plan cu tine. Nu am, tu o să mergi la frații tăi, dar nu o să te primească cu brațele deschise, nu o să te aplaude, nu o să te pună cu, tine, cu ei la masă, ci eu o să încep prin cuvântul tău, iată-mă, sunt gata, eu o să încep un alt plan, un alt plan mult mai mare decât să car brânză, nu? Decât să car cartofi. Că zicem noi așa, amărât, Doamne, să fac și eu ceva pentru Tine. Doamne, și eu să car uh, geanta la Chitara la chitarist Să fac și eu să fiu un slujitor umil Dar de ce? Să, să fii smerit, da Dar umili Dumnezeu nu te vrea Numai diavolul vrea să te umilească Niciunde nu scrie în Biblie că Dumnezeu vrea să ne umilească Și da, că Dumnezeu vrea să trăim smerit, da Dar îți spun ceva Dumnezeu are plan măreț de binecuvântare pentru tine Dumnezeu nu te vrea pe ultimul rând timid cu capul în jos Pentru că Dumnezeu pe tine te-a înfiat pe tine te-o răscumpărat. Dumnezeu are plan de binecuvântare. Nu-l înțelegi. Și dacă nu-l înțelegi, să știi că Dumnezeu îl înțelege. Dumnezeu are ceva pregătit pentru tine. Și pentru Iosif a avut pregătit un, un, plan de binecuvântare. Știți ce e interesant? Iosif în, toată, în, toate lucrurile lui neînțelese, cu a avut multe lucruri neînțelese. În toate el a avut un principiu. Știți care a fost principiul? În capitolul 41, cu versetul 16, arată principiul lui Iosif. Spune cuvântul Domnului așa. Iosif a răspuns lui Faraon. Nu eu, ci Dumnezeu. Nu eu. Iosive, tu ai lucruri extraordinare care le spui. Tu ești extraordinar în tot ce faci uitați-vă principiul care l-a avut Iosif când nu înțeles. Nu înțeles cum o putut să-i dea răspunsul la faraon. Dar uitați-vă ce principiu au avut. Nu eu, ci Dumnezeu. Întotdeauna Iosif și în temniță și în fața lui faraon au avut același principiu. Ăsta e principiul care vrea să ne rămână în minte în seara aceasta. Când nu înțelegem să ne agățăm de lucrul acesta și să spunem ca Iosif. Dacă îți spune cineva, ai căzut examenul, da, eu am învățat, dar știu că Dumnezeu are un plan. Știu că Dumnezeu are un plan pentru mine. Ăsta e, un lucru care te ajută să nu-ți pierzi mintea când treci prin anumite situații prin care n-ai vrea să treci. Ăsta e un principiu care te ajută să nu te umfli de mândrie când ești sus pe munte. Pentru că atunci când ești sus, uitați-vă că și eu o folosit tot același principiu. Interesant e că vine în fața lui Faraon. Și dacă era Iosif român de anunț, nostru, știți ce zicea? Atâtea am pe cap, nu probleme am. Stați un pic, lăsați cu visul acum, că vă spun, ne dă afară din casă, domne, o veni banca pe noi, nu ne. Lăsați un pic. Ajungem în fața lui Faraon. Și el nu începe să-i turuie cu problemele lui. Nu începe Iosif să, să spună câte necazuri are el, ci în fața lui Faraon îi se dă ocazia să-l arate suveran pe Dumnezeu. Nu a început să-și plângă 12 ani de pușcărie. Nu te ajut, mă, să mă răscumpere statul român. Nu? Că mă închis pe degeaba. Mie să-mi dea bani de răscumpărare, cine mai îmi dă mie ani înapoi? Cine mai mă ajută pe mine că eu am 12... Cu cine mă însor eu? Când îi spun că am făcut pârnaie 12 ani. Cine mă mai ia pe mine? Uitați-vă ce principiu a avut Iosef. nu a început să-și pună problemele lui, ci întotdeauna l-a scos pe Dumnezeu în față. Și în fața lui Faraon, versetul 16 spune, nu eu, ci Dumnezeu. Dar uitați-vă că și în fața slujitorilor, în fața paharnicului, în fața pitarului, știți ce face Iosef? Nu zice, bă, las că și eu sunt, toți suntem închiși aici pe nedrept. Știi că și pe popa șapcă, toți sunt pe nedrept. N-au găsești unul care să zică, da, domne, eu am fost pe drept. Nu, balon, o, -o bătut-o pe să că ea l-o inervat, el nu a făcut nimic, el îi tă pe nedrept. Nu, Iosif are același principiu și în fața oamenilor mari și în fața oamenilor mici. Auziți ce spune capitolul 40 cu versetul 8. Spune cuvântul Domnului așa, ei au răspuns, am visat un vis și nu este nimeni care să-l tălmăcească. Și Iosif le-a zis, tălmăcirile sunt al lui Dumnezeu. Nu au zis, sună-mă în două ore să văd. Sună-mă, hai în casă, hai să povestim, spunem ce ai visat, spunem ce ăsta. Nu, ci întotdeauna au fost gata, orică au fost jos, orică au fost sus, au fost dispuși, au fost gata să-L arate pe Dumnezeu. În vremea când nu înțelegi, în vremea când nu știi de ce treci prin situațiile prin care treci, vreau să te rog ceva. Arată-l pe Dumnezeu. Singurul lucru care te poate ține în picioare când nu înțelegi, îi Dumnezeu. Arată-l pe Dumnezeu. Am căzut examenul. Mi s-au întotdeauna lucrurile pe, peste cap, dar știu că Dumnezeu are un plan cu mine. Știu că Dumnezeu are ceva pregătit pentru mine. Știu că Dumnezeu, eu nu înțeleg, dar Dumnezeu înțelege toate lucrurile. slăvit să fie în numele Domnului interesant că Iosif uh, are puterea să-i arate lui Faraon că este cineva mai mare decât Faraon. Nu începe să zică, da, ați visat visul ăsta, acum să vedem, poate o fi mai bine peste doi ani, să, poate o să, o să irigați și dumneavoastră, să luați fonduri europene, să-i dea o mână de ajutor. Nu! Știi ce face? Îi spune Faraon, peste tine e cineva mai mare decât tine. Peste tine cel care cunoaște situația prin care sunt eu, același care mă cunoaște pe mine în temniță, același Dumnezeu te cunoaște și pe tine și știe visul care l-ai visat. Să vedem ce zice cuvântul Domnului. Capitolul 41, cu versetul 25. Spune cuvântul Domnului: Așa. Eu să-i vă lui Faraon: Ce a visat Faraon înseamnă un singur lucru. Dumnezeu a arătat mai dinainte lui Faraon ce are să facă. Nu o zice, da, o să treci prin încercări. Nu, o zici Dumnezeu. O arătat care putere să, să facă la tine, în, ce, are, ce poate să facă la tine în Egipt. Îl arată întotdeauna pe Dumnezeu. Te întreb, tânăr drag, săptămâna trecută, cât l-ai arătat pe Dumnezeu? cât s or putut să privească la noi, la situația prin care am trecut, la situația prin care suntem și să zică, bă, ăsta e omul lui Dumnezeu, ăsta toată ziua vorbește de Dumnezeu. Ăsta mi-a zis că nu știe să predice, dar au zis să mă duc cu el la adunare. Păi prin asta le arăți pe Dumnezeu. Dacă aduci pe unul, pe un paharnic din ăsta care e o visat, e tulburat, nu poate dormi noaptea, îl aduci la casa lui Dumnezeu, Îți spun, tu l arăți pe Dumnezeu, tu arăți puterea lui Dumnezeu. Vreau ce să-l aduc. Păi știi ce înseamnă când aduci pe cineva la Dumnezeu? Îi arăți că Dumnezeu e mai puternic decât el. Îi arăți că Dumnezeu e mai puternic decât boala lui. Nu-l lași acolo cu... Da, și merem înainte. Trei zile, nu știu ce o fi, trei zile, trei luni, nici numai... Nu, el totdeauna o a avut puterea să-l arate pe Dumnezeu. Auzi ce zice versetul 32? Spune cuvântul Domnului așa... Cât privește faptul că faraon a visat visul de două ori, înseamnă că lucrul este hotărât din partea lui Dumnezeu și că Dumnezeu se va grăbi să-l împlinească. Gândiți-vă că bagă spaim în faraon. el arată numai pe Dumnezeu. nu îi arată nimic din starea lui. Păi vă spun, care am fi avut puterea? Să stai în fața lui faraon care îți poate rezolva problemele și să nu-i spui nimic. Știi, am pu am un copil acasă, e bolnav, am pe, pe, mama, e bolnav, am nimic, nimic din starea lui. Întotdeauna Iosif a fost omul când nu a înțeles, o înțeles un singur lucru. Când nu a înțeles nimic, o înțeles un singur lucru, să-l arate pe Dumnezeu. Ăsta e punctul care ne ține în picioare în vremea când nu mai știm ce să facem. În toată lucrarea aceasta de neînțeles a lui Iosif, Iosif a avut un singur principiu. Știți că Iosif a avut un principiu? Auzi, să te sperii de ăia care aud, care -auzi că vorbesc de principiul la plural. Frate, eu am principii. Să-ți fie frică de ăștia, știi? Că ăștia sunt periculoși, cu principii multe. Ei sunt bârligați, nu mai știu ce. Iosif n-avea multe principii. N-avea principii decât unul singur. Știți care a fost principiul lui Iosif? Dumnezeu. Ăsta au fost principiul lui. El totdeauna spune, păi frate, eu am principii, principii morale, eu am principii financiare, eu îți la zi cu toate plățile. Ăsta e principiul financiar. Eu totdeauna am socotesc exact la leu și la uh, ce, centimă um, um, calculez banii. Eu am principii, frate. Nu de ea să-ți fie, are cineva mai multe principii aici, de la două în sus. Nu de ea să-ți fie frică că ei au, au e zăpăciți de cap cu principiile atâtea principii au că nu mai știu care le-o respecta și care nu Eu Iosif nu avea probleme, de ce? că avea un singur principiu întotdeauna se raporta la Dumnezeu și când te raportezi la Dumnezeu tu nu ți cont, oare e bine să spun asta? Nu, totdeauna te raportezi ce zice Dumnezeu. Că sunt oameni care au principii morale, da? Frate, eu nu fac, eu sunt moral. Oameni epocăi, știi ce spun? Domne, eu am principii, eu sunt un om moral și îl crezi. Dar săracul e gata cu el. Nu, nu poți să-i spui nimic de Dumnezeu, e plin de principii. Sunt oameni care au principii financiare, principii sentimentale. Eu nu, eu sunt acru. Când zâmbește una la mine, eu am principii, frate. Se vede, de aia ai 50 de ani și nu te-ai însurat, că tu ai principii. Mai dă înainte tot așa, nu? El e foarte, are principii sentimentale. El nu-și dă inima la nimeni. Nu-și dă inima pe mâna oricui, nu? Și e foarte serios, foarte, are principii. Sunt alții care au principii spirituale. Și din principiu spiritual a ajuns să facă ritual. Eu mă rog de șase ori pe zi, eu mă rog de atâtea ori, frate, eu mă rog pe ceas jumătate de ori. Dar Biblia spune să ne rugăm neîncetat, asta spune Pavel Tesalonicilor, rugați-vă neîncetat. Iosif nu avea multe principii, avea un singur principiu, Dumnezeu. Tânăr drag, dacă ar vrea să ți rămână în seara aceasta în uh, ceva în mintea ta, știi ce, ar vrea să rămână în mintea ta și în mintea noastră, să rămână un singur principiu, Dumnezeu, în toate acțiunile noastre, în tot ceea ce facem, în tot ceea ce gândim, ceea ce uh, vedem, tot ceea ce facem, în fiecare zi și în fiecare clipă, trebuie să ne raportăm ce zice Dumnezeu. Ăsta e a fost principiul și în fața Nevestei lui Potifar. O, o, aplica principiul, el nu a scos, stai să văd unde e principiul moral și care e definiția. Care... Nu, el o zis, cum să păcătuiesc și să fac un păcat așa de mare împotriva lui? Lui Dumnezeu. El același principiu aplica în toate situațiile vieții. Și să știți, când ai doar un singur principiu, nu dai greș niciodată. Când ai un singur principiu de care te ții și principiul ăsta e Dumnezeu, cu ăsta nu dai grej niciodată. Și să ne ajute Domnul principiul ăsta să-l avem în inimile noastre, slăvit să fie numele Domnului. Știți ce e interesant? Că lângă fiecare lucru neînțeles există o luptă. Lângă fiecare lucru care nu-l înțelegem există un test, există un examen și ne uităm în seara aceasta să vedem că și Iosif o a avut și o să vă amintesc numai trei teste care le-a avut Iosif când nu a înțeles situația din viața lui. O avut trei teste. Primul test a fost lupta cu vânzarea. Lupta cu vânzarea. Știți că ăsta a fost un test extraordinar de mare pentru el? Deschidem aici cuvântul lui Dumnezeu, versetul uh, 23, spune cuvântul Domnului așa. Când a ajuns Iosif la frații săi, aceștia l-au dezbrăcat de haină. Domne, s-au pregătit să-l vândă, dar nu s-au mulțumit că vor să-l omoare, nu s-au mulțumit că uh, vor să-l vândă. Știți ce au căutat? Să ia haină. Zice, ori, înainte să-l vândă, înainte să-l să pună în gând să-l omoare, și-au pus în gând să ia haină lupta asta o a avut-o Iosif cu vânzarea. Uitați-vă o paralelă între Iosif și Domnul Isus. Și Domnul Isus, când a fost vândut, că și el a fost vândut, ce a pierdut? Haina. Știți ce însemna haina pentru Iosif? Era legătura cu tata. Era legătura cu casa. Era legătura cu ce o dat tata de acasă. Și diavolul, să țineți minte, întotdeauna va căuta să ne ia legătura cu cel ce ne-a dat ceva cu cel ce ne-a dat mântuirea, cu cel ce ne-a dat iertarea, cu cel ce ne-a dat pacea, cu cel ce ne-a dat bucuria. Vine și ți ia haina. Uitați-vă, cel care se cobora de la Ierusalim la Ierihon, spune cuvântul Domnului, când lor bătut ăștia bine, ce or făcut? Lor dezbrăcat, lor dezbrăcat de haina lui. Iosif a avut prima luptă, lupta cu vânzarea, vânzătorul, diavolul, întotdeauna are în plan să-ți ia ceea ce ai ca să uiți legătura cu casa să uiți legătura cu tata. Haina era singura legătura lui Iosif, care o avea cu tata, că era o haină pe care o primit-o de la tata. Câți nu sunt în locul acesta care îl pierdut legătura cu Dumnezeu? Câți nu sunt care la rugăciune stau cu ochii pe pereți și ar vrea să se roage, ar vrea să simtă ce o simțit când o intrat în apa botezului, ar vrea să simtă părtășia la rugăciune, la cântare, dar nu mai simt nimic. Știi de ce? Pentru că a avut un moment când diavolul l-a dezbrăcat de haină, când diavolul i-a luat haina de pe el, i-a luat legătura cu tata. Iisus a fost vândut, i-a fost luat haina, Iosif a fost, a fost deposedat și el de haină. Când ești trădat, când ești vândut, când ești dezamăgit, vreau să-ți spun ceva, înțelege că e o școală a lui Dumnezeu pentru tine. Vânzarea, când ești dezamăgit, cineva să o spatele Când simți că te-ai bazat pe cineva Și ai pierdut legătura, ai pierdut prietenia ai pier Să știi, e o școală prin care te trece Dumnezeu Auziți ce spune cuvântul Domnului, Geneza 45 cu versetul 7 Iosif ne arată școala prin care a trecut el Spune cuvântul Domnului așa Dumnezeu! m-a trimis înaintea voastră ca să vă rămână sămânța vie în țară și să vă păstreze viața printr-o mare, printr o mare izbăvire. Iosif a fost omul care a fost vândut. Dar știți ce o înțeles la final? Că vânzarea lui, pierderea prietenilor, pierderea casei părintești, pierderea haine, pierderea legăturii cu frații lui, toate au fost o școală pentru el. El nu a dus frustrarea. Noi nu avem în biserică din ăștia. Dar prin țară mai e câte unul. Domne, o trecut 50 de ani peste el. Și tot cu țărușul în minte ce s-a întâmplat lui acum 50 de ani. Știi că pe, eu trebuia să fiu conducătorul bisericii. Eu trebuia să fiu nu știu ce. Și știi ce mi-a făcut mie unul din biserică? Dar unde e ăla? O murit. De câți ani? De 30 de ani. Dar el e legat tot acolo. El nu înțeles că situațiile prin care au trecut îi școala lui Dumnezeu pentru el. Uitați-vă ce frumos! Iosif îi omul care înțelege la final și le spune fraților săi, să știți că nu-i problemă, voi m-ați vândut, dar Dumnezeu nu m-a vândut, Dumnezeu nu m-a părăsit, ci Dumnezeu m-a pregătit în școala vânzării, ca să știu să înțeleg când unul e vândut pe nedrept, să știu să înțeleg și pe altul. Că știți cum suntem noi, cum i-a zis un frate, o zis, frate Daniele, să știi că nu mai e săraci în România. Nu mai e săraci, nu mai puturoși. Mă, frate, nu e chiar așa. El e bogat, are de tăte. Zic, frate, nu e chiar așa, să știi că sunt săraci avem și în biserică. Zic, eu nu mai cred că e săraci, nu mai puturoși. Păi zic, scrie în Biblie că pe săraci îi veți avea totdeauna cu voi. Domnul Iisus a spus, îi veți avea totdeauna. Trebuie să înțelegem un lucru, că Dumnezeu ne trece prin anumite școli ca să-i înțelegem și noi pe alții. De ce te lasă Dumnezeu ca să n-ai servici? De ce te lasă Dumnezeu ca să fie dat afară de la lucru pe nedrept? De ce? Știi de ce? Ca să-l înțelegi și pe altul când e cu burta goală. Să-l înțelegi pe altul când vine și îți spune, omule, n-am 10 lei, dăm 10 lei, că n-am de mâncare, n-am de auto. De ce? Imediat automat îți aduci și tu aminte că și tu ai avut nevoie de 10 lei, și tu ai avut nevoie de o mână întinsă, și tu, pentru că ai trecut prin groapa aceea a vânzării, tu îl crezi pe ăsta că și el trece prin groapă, Dar ăla care a fost nepotul lui Mătușa Tamara și a avut case în București, nu a dus lipsă de nimic, el e foarte greu să-l creadă pe cel care trece prin diferite situații. Vedeți? Lupta aceasta o a avut-o Iosif, lupta cu vânzarea. Știți ce e interesant? Galateni 6 cu 7 bine și spune că ce seamănă omul, aceea va secera. Dar uitați-vă în viața lui Iosif, e interesant că el nu seceră ceea ce seamănă. El nu a semănat lucrurile astea și totul le-a secerat. Nu-i ciudat, nu-i de neînțeles, Doamne, dar am făcut bine. Am venit la casa ta, am slujit, am, am, fă, am dus plasa cu brânză, am dus plasa cu mâncare, am făcut numai ce a fost bine. Nu mi-am abătut, cum o zic eu, privirile. Nu m-am dus, nu m-am Am trăit lângă tine. De ce trec prin situația aceasta? Așa e că e de neînțeles. Toți avem situații pe care nu le înțelegem. De ce? Pentru că să știți, procesul de încercare a slujitorilor, a copiilor lui Dumnezeu, procesul de încercare are ca scop valorificarea lucrurilor care sunt în viața noastră. Aurul, când îl treci prin foc. Dacă te milă de el și zici nu că se topește, stai cu el cu impurități. Dacă în bijutierul ia bucata de aur, sau bucățica, nu bucata de aur, bucățica de aur și o trece prin foc, o trece prin, prin cuptor, o trece și o topește. Știi ce rol are e, focul acela? Să curățească aurul. Știți de ce Dumnezeu ne îngăduie să dăm și noi testele astea neînțelese? Un test ca Iosif, testul vânzării. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu vrea să valorifice lucrurile care sunt în viața noastră, să le facă să strălucească spre slava lui Dumnezeu. Iosif a fost omul care a fost curățit de Dumnezeu, a fost prelucrat de Dumnezeu și la final s-a văzut strălucirea care era în Iosif. Noi am vrea, știți, să sărim așa ca și cu ăia cu prăjina care sar la, la, jocurile olimpice, nu? Să sărim, să nu, numai în aer să fim. Doamne, eu sunt copil bun, crescut în familie de pocăiți, mie dăm numai pătavă. Știți? Asta ne place. Noi să nu suferim, noi să nu fi, plângem noaptea, să nu avem o noapte neplânsă, noi să nu trebuiască să postim pentru o cauză, noi să nu avem nicio rugăciune, numai tavă întinsă. Numai tavă întinsă, numai tu ești cel mai bun, tu ești cel mai grozav, să nu te scape nimeni din brațe să fii din brațe în brațe. Și uite că Dumnezeu vede altceva. Vede în tine aluatul bun, vede în tine caracter frumos, dar știți ce vede în tine Dumnezeu și vede în fiecare din noi? Nevoia de a fi prelucrați. Nevoia de a fi prelucrați. Și să știți, generația tânără are o mare nevoie de prelucrare. Pentru că să spunea cineva odată, suntem foarte sensibili, foarte sensibili s-a zis cineva ceva, mi-a zis, am făcut o cacofonie, nu, la predic eu mai fac, nu știu dacă voi faceți, dar mai îmi scapă cât e una sau mai multe, nu? Domne, ți-a făcut cine, ți -a zis o observație, v-am mai zis eu, la o biserică, a venit o soră cu o coală a patru, îndoit așa în patru bucăți și la final o zis, un județ, vis, -a vis de, lângă județul nostru, și-o zis, frate, uite asta, numele Domnului. Eu am crezut că e un plic ceva, că se cu un plic. Zice, soră, nu-mi trebuie. Nu, nu, zice, te rog, ial, nu-mi trebuie, soră. Zice, nu, te rog, astea toate greșelile de limba română care le-ai făcut în predică. Mă, nimeni nu mi-o mai dat nici până atunci Nu m-a dat, n-am mai îmi dat câteodată Bă, ai greșit acolo cu exprimarea așa Dar așa foaie plină, nu, sora asta mi-o dat vreo, vreo 70 de ani Nu știu, o fi fost profesoară de română Dar am și aruncat-o, n-am dus-o acasă Am, am aruncat-o pe geam, când am, nu pe geam, la coșul de gunoi când am, când am plecat ca să nu murdărim pământul Să am treabă cu ecologiști Primul test care l-a dat Iosif și îl avem și noi de dat. Testul dezamăgirii, testul vânzării. Vrei să faci bine și ți se întoarce rău. Ai vrut să faci un lucru pentru slava lui Dumnezeu? Ai zis, sunt gata, Doamne, pentru tine. Și parcă totul s-a prăbușit. Ai ajuns să fii vândut. Îți spun ceva, Dumnezeu cunoaște vânzarea ta. Dumnezeu cunoaște dezamăgirea ta. O cunoscut situația prin care a trecut Iosif. Al doilea test și a doua luptă care o avut-o Iosif în viața lui, când nu o înțelegi, știi ce test s-o mai dat în viața lui? S-o dat lupta cu timpul, testul cu timpul. Omul ăsta a o, o, avut un caracter frumos, a avut revelații din partea lui Dumnezeu pentru alții, a avut la început și pentru el. Știți care a fost marea lui problemă? Timpul. Știa că Dumnezeu pentru el are mari promisiuni. Dumnezeu are ceva măreț pentru el. Știți ce nu știa? Când se vor întâmpla lucrurile astea? nu știa când va începe Dumnezeu să lucreze ceea ce i-a promis. Avea vise mari, dar avea o mare necunoscută. Timpul. Știți că timpul e unul, dacă nu cel mai mare, nu cel mai mare dușman al nostru e diavolul. Dar cred că după diavolul, cel mai mare dușman al nostru e timpul. Că n-ai timp, așa e. Câți dintre voi sunteți acei care n-aveți timp? Așa e. Stai două ore pe Facebook, dar n-ai timp. Stai trei ore, ai văzut că ne încălcim și noi. Stai patru ore, dar zici, domne, n-am timp, n-am timp să vin la bis. Să atâta, frate, de, eu nu mă învăț, dar te vede toată lumea că ești online. Ești online, ești verde, nu? Iosif avea problema asta și noi avem problema cu timpul. Asta e o mare problemă noastră. Avem descoperiri din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu îți promite lucruri mari, dar nu știi când e timpul. Asta a fost o, a doua luptă care care a avut-o Iosef. Și știți ce e interesant? Iosef nu a cunoscut Noul Testament. Să luăm de gât să-i spunem frate Iosef, nu o fi năcăjit. Romani 8 cu 28 spune că, pe de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor. Ce... Să-l consolezi pe Iosef, nu? Că mă uitam la, la fratele ăsta ce plângea după băiatul lui, m-am gândit, nu poți nici să-i spui frate, nu mai plânge că e la Domnul, că nu e ok, că tu nu, tu nu ești în starea Lui. Nu ai vrea nici să-l lași în dezamăgire acolo, să-i spui, așa e frate, e foarte greu. Trebuie cumva să le țin echilibru. Nu poți să-i dai cu Romani 8 cu 28, frate. bângă pe cap, toate lucrurile lucrează. Că el și-a îngropat copilul. Iosif nu a avut Romani 8 cu 28. El nu știa nici vrei 11 cu 1. El nu știa că la un moment dat credința e o încredere neclintită. Iosive, puneți ochii pe Dumnezeu. El nu a avut, noi le avem, noi le citim, noi le știm pe de rost. Iosif a avut problema aceasta cu timpul. Știți că sunt unii și Iosif nu s-a băgat la lucrurile astea să interpreteze cam când ar trebui să intre planul lui Dumnezeu pentru viața lui în acțiune. El când a visat 11 stele, da? că se aplecau 11 spice, se aplecau în fața lui, dacă era român de nostru cu interpretările, cu numerologia, zicea 11 stele, 11 zile. Nu? Că sunt unii care calculează revenirea Domnului. Când va fi? Și atunci îți dă cu date, cu cifre și te zăpăcește de cap. se uitați-vă că nu a început să calculeze timpul lui Dumnezeu. Pentru că nu ai cum să calculezi timpul lui Dumnezeu. Minutarul lui, Secundarul lui Dumnezeu nu merge după secundarul nostru. El nu a început să zică, bă, dacă nu sunt 11 pe zile, or fi 11 pe luni. A la anul viitor, pe vremea asta, o să fiu liber. O să se împlinească, o să fiu, nu știu, împărat, o să fiu ce o să dar o să înceapă planul lui Dumnezeu. Dacă o văzut că 11 pe luni nu s-au împlinit, să înceapă să zică, nu sunt 11 luni, dar or fi 11 pe ani. Și totuși nu au fost nici 11 pe ani. De când au ajuns în groapă, și până de când o visa visele și până au ajuns să fie pe tron în Egipt, au trecut peste 20 de ani, 22 de ani aproximativ, spre 23 de ani. Nu-i băteau, dacă încerca el să calculeze cumva visele, să le pună după timpul lui Dumnezeu, aici se încurca foarte tare. Dar Iosif a avut problema asta testului cu timpul. Știți că asta e și problema noastră. Ai avut din partea lui Dumnezeu, că Dumnezeu te va binecuvânta cu un soț, cu o soție și ai văzut că nu s-au concretizat. Ai văzut că încă nu s-au împlinit și parcă s o zâmbit una cu ochii albaștri. Și zici, oare asta o fi? Așa te înțapă la inimă, nu știu, zici că ai preinfart. Și zici, Doamne, asta o fi? Și vezi că, de fapt, nu o la tine. Și o adus aminte ceva și de aia o zâmbit. Și zici, da, dar am crezut, dacă e rea, mie mi-a plăcut, dacă e rea ea, dacă e rea el și nu știi timpul. Timpul tău trece și zici, Doamne, se scurg ani, am... nu zic vârsta, se scurg ani, dar când? Că mi-ai promis? Când? Că mi-ai promis? Asta e și problema noastră, ăsta e testul care trebuie să-l trecem înaintea lui Dumnezeu. Testul timpului. Și să știți, noi nu avem timp așa de mult de trecut, cum o trecut Iosef, în testul acesta de, de lung, cum, cum l-a trecut Iosef. Dumnezeu, parcă pentru noi, o mai grăbit timpul, parcă în mila și în îndurarea lui, parcă, parcă o, o adus lucrurile acolo unde, unde ni le-am dorit și poate o făcut mai mult decât ne-am dorit, așa cum o făcut pentru Iosif. Dar știți ce așteaptă Dumnezeu de la noi? Dumnezeu așteaptă de la noi, atunci când nu înțelegem, să credem cu toată inima că Dumnezeu are timpul lui. Și mai spun încă o dată, atunci când nu înțelegem situațiile și avem o lecție neînțeleasă, să înțelegem și să credem cu toată inima că Dumnezeu are timpul Lui pentru viața noastră și pentru sufletele noastre. Slăviți să fie numele Domnului! Vă întreb ceva și vreau să vă fac un test. Cât o fi stat Iosif în groapă? De când l-or băga până l-or scos? Să fi stat o oră, două, trei ore maxim. După trei ore îl scot din groapă și îi răsuflă frații lui, știți cât orcăra groapa după, el, după ei? Că ăsta au stat în groapă trei ore, dar ăștia au avut groapa în ei. Ăștia oricăra orcăra groapa după ei. Am socotit și acum am luat înainte de predică, am mai calculat încă o dată, că nu sunt bun la matematică, am calculat pe calculator după anii care au fost și de foamete de belșug și până la moartea lui, lui Iacov, de când a ajuns Iosif în groapă, ce vârstă a avut, și o dat 38 de ani. Ăștia au dus și au fost înspăimântați 38 de ani de groapa în care l-au aruncat pe Au zit ce spune cuvântul Domnului? Geneza 50. E un cuvânt care ne arată să vedeți groapa cât ori dus-o ei în inima lor. Geneza 50 cu versetul 15. Când au văzut frații lui Iosif că tatăl lor au murit, a, a murit, au zis, dacă va prinde Iosif ură pe noi și ne va întoarce tot răul, groapa, dacă o va întoarce, dacă se va scoate la suprafață groap, gândiți-vă ăștia, nu și au crește copii, nepoții, să stea liniștiți o zi, că au avut groapa în ei. Iosif a ieșit în două ceasuri, în trei ceasuri a ieșit din groapă, ăștia 38 de ani, până moare, de când ajunge în groapă, până moare, Iacov și ei spun lucrurile acestea, trec 38 de ani, 38 de ani. Vă spun ceva, poate ești într-o anumită groapă, poate anumite circumstanțe din viața ta te-au aruncat într-o groapă. Te rog ceva, nu mai să pași tu groapa la altul, decât să fie, să fie doi gropași. Mai, la, mai bine lasă să fie numai unul. Ăla care te-a aruncat pe tine în groapă situația care te... Nu-i mai să pașe lui groapa. Eu vă zis, nu vă faceți probleme, că nu vă fac niciun rău. Că eu am fost în groapă numai 3 ceasuri, dar voi a tras chinul 38 de ani după voi. A stărâit groapa după voi. V-ați gândit în fiecare zi, gândiți-vă, mereau la anunț unul de, la altul, la copii, la neamuri, să uitau și aduceau aminte groapa. Și aduceau exact, știi cum e? cum ți aduce aminte și diavolul îți aduce aminte până când te întorci la Dumnezeu, îți aduce aminte de țigarea care ai uh, fumat-o, de sticla de băutură care ai băut-o, de filmele la care te-ai uitat, de lucrurile care le-ai făcut. Așa face diavolul. Până nu te întorci la Dumnezeu și îți ceri iertare, până nu lași pe Dumnezeu să ți elibereze inima, diavolul va târâi, te va lega și tu vei trage groapa după tine în continuu. Nu cumva să te afle, nu cumva să se audă. O să recurgi la fel și fel de lucruri, numai cumva să nu ajungi să fii văzut groapa care o tragi după tine. N-ai vrea în seara asta să faci înaintea lui Dumnezeu ce-au făcut frații lui Iosif să deschizi inima înaintea lui Dumnezeu și să spui, Doamne, îmi pare rău de lucrurile care le-am făcut în trecut. Îmi pare rău de situațiile care le-am pricinuit în jurul meu. Îmi pare rău de tot ce am făcut. Pentru că să știți, dacă Iosif a fost bun cu frații lui, Dumnezeu e mai bun decât Iosif. Și trebuia să spuneți toți amen. Dumnezeu e mai bun decât Iosif. Același Dumnezeu care m-a iertat pe mine, același Dumnezeu te poate ierta și pe tine în seara aceasta. spune în seara aceasta lui Dumnezeu, Doamne, iartă-mă pentru lucrurile care le-am făcut în trecut. Iartă-mă, Doamne, pentru ceea ce mă pasă în inimă. Iartă-mă! Sunt unii care au ieșit repede din groapă, pentru că au fost nevinovați. Și în lupta aceasta cu timpul, Dumnezeu le-a dat izbândă. Dar te uiți, pentru tine poate timpul trece în defavoare. Pentru Iosif, o trecut timpul în favoarea lui. Pentru că Dumnezeu, cu cât trecea timpul, nu îl ducea la, la, la plan uh, orizontal, ci îl ducea spre plan vertical. Cu cât trecea timpul, Iosif urca înaintea lui Dumnezeu mai mult. Urca tot mai mult, cum zice Psalmul 84. Ei merg din putere în putere. Așa făcea Dumnezeu pentru Iosif. Al doilea test care l-a avut Iosif, în viața lui, când nu înțeles lucrurile prin care trece viața lui și sufletul lui. Au avut testul timpului, lupta cu timpul și au mai avut un test. Știți ce test au mai avut? Au avut testul și lupta cu ispita. Iosif au avut testul și lupta cu ispita. Să știți, nu a fost scutit de lucrul acesta. Ajunge Iosif, din groapă este scos. Și zici, bă, am ieșit din groapă, e mai bine. Chiar m-am angajat la un loc de muncă foarte fain. Vorbim toți engleză, toți suntem pe, pe, butoane, avem niște șefi extraordinari. Și la Iosif, o început să-i meargă mai bine. O început, putea să cânte cântări de la adunare, că nu-i deranja pe nimeni, își aducea aminte de lucrurile și zicea, bă, decât în groapă, mai bine rob în casa lui Potifar. Și viața, Dumnezeu îl îngăduie la încă un test. Și la care test? La testul ispitei. Toți am fost testați și la timp, dar să știți că toți suntem testați și la ispită. Nu există om pe care diavolul să nu vină cu ispita la el, pe care Dumnezeu să nu se uite spre el în vremea când e ispitit. Dacă Domnul Isus a fost testat la ispită, o zis cineva săptămâna trecută către, către, mine că a fost un grup de la, de la ei, de acolo de unde erau, au mers în discotecă și cineva de la adunare i-a prins. Și au zis, bă, nu știu cum eu fi prins, bă, nu că nu era și ăla acolo, bă, nu când, o, când o ieșit. Și au zis, dar ce căutați aici? Și au zis, bă, dar zice, voi sunteți de la adunare. Păi și zice, da, da, știi că noi după botez o trebuie să fim ispitiți. Unde să fim ispitiți? Nu aceea. Bă, ce logic o avut, nu? El trebuia să meargă acolo. Păi la Domnul Dom nu Domnul Iisus o mers să fie ispitit, nu e, ci ispita s-o apropiat. Nevasta lui Potifar s-o apropiat de el. Nu Iosif s-o dus după nevasta, după nevasta lui Potifar. În prima parte, să știți, în prima parte a vieții, frații lui Iosif au căutat să-l omoare fizic, să-i omoare trupul. O zis, veniți să-l omorâm, veniți să-i luăm haina de pe el și să-l omorâm. Dar uitați-vă că trec ani, trec câțiva ani. Și știți ce caută diavolul prin nevasta lui Potifar? Nu să-l omoare fizic, ci să-l omoare spiritual. O încercat să-i omoare sufletul. Dacă frații lui ori încercat să-i omoare trupul, nevasta lui Potifar este cea care încearcă să-i omoare sufletul. Știți că diavolul prin ispitele prin care ne împinge, să știți, diavolul nu are putere să ne facă să păcătuim nu are putere să ne facă să păcătuim. Dar știți ce putere are diavolul? Să ne ispitească. Păcatul îl înfăptuim conștient. Conștient. Nu am putut Iosif să că bă, am băut ceai de mac. Și cred că am fost obosit. Așa, m-a luat somnul. N-am mai știut ce fost. a fost. O intrat cineva la mine în cameră, nu mai știu exact cine a intrat am băut ceai de mușețel. De să zic că nu știu ce medicamente, cum zic sportivii, când îi prinde dopați, că să ori lua câte o pastilă de dureri de cap, nu? Și au avut o, au, o, scuză, nu știu, adevărată, neavărat. Dar Iosif, în fața ispitei, a fost conștient. El nu a putut să zică, nu știu, mi s-a părut numai, nu cred că i-am lăsat haina, nu. Păcatul omul îl face conștient. Nu-i nu scuză să zici, nu știu ce au fost cu mine. Nu știu ce s-a întâmplat cu mine Că n-am realizat când m-am dus N-am realizat când am apăsat Când am vorbit N-am realizat realizat Pentru că păcatul, omul îl face conștient Îl face conștient lucrul acesta când, când păcătuiește Procesul de testare Ne desăvârșește viața de credință Înaintea lui Dumnezeu Păi dacă nu l-ar fi îngăduit Dumnezeu pe Iosif În fața testului acestuia Credeți Că se putea Biblia lăuda cu Iosif în, în modul acesta? Putea să se laude și să rămână un exemplu pentru noi? Dar uitați-vă că procesul de testare ne desăvârșește înaintea lui Dumnezeu. Ne desăvârșește relația care o avem cu Dumnezeu. Că toți cântăm, Doamne, sunt dedicat Ție, mă predau Ție. Dar întrebarea îi, în fața testului, ce faci? Că așa cum ești conștient să câți scântarea mă predau ție, așa de conștient suntem și în fața testului. La fel de conștient, la fel de luciz, cu aceeași înțelepciune, cu aceeași lumină, suntem și în fața testului. Și uitați-vă, lucrurile acestea ne desăvârșesc înaintea lui Dumnezeu. Prin, prin testare, să țineți minte, căpătăm calitățile unui slujitor înaintea lui Dumnezeu. Și ca tânără, și ca tânăr. Prin testare numai prin test căpătăm calitățile. Știți care sunt calitățile unui, unui slujitor? Smerenia, ascultarea, altruismul, acestea sunt calitățile unui slujitor. Noi toți vrem să fim mari slujitori al lui Dumnezeu. Dar știți ce baiu? Fugim de încercare, fugim de suferință. Acum nu zic, domne, intră în probleme, intră în necazuri, intră în belele ca să, ca să te testeze Dumnezeu. Dar să știți, atunci când Dumnezeu te aduce în fața unui test, când te aduce în fața unor lucruri pe care nu le înțelegi, încearcă să-l pui pe Dumnezeu în față. Încearcă întotdeauna să rămână Dumnezeu principiul vieții tale. Nu aveau că căuta să-ți faci principii și să-ți faci zorzoane din astea spirituale, ci încearcă să rămâi într-o relație corectă cu Dumnezeu. Auziți ce spune Cuvântul Domnului Evrei, capitolul 5, cu versetul 7 și 8 îi un cuvânt frumos care îl spune cuvântul Domnului Acia. Spune, El este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mare, adică Domnul Iisus, și cu lacrimi către Cel ce putea să-L izbăvească de la moarte și fiind ascultat de Dumnezeu. De ce a fost ascultat? Pentru că a trecut prin testele acestea. Prin testele de zdrobiri a fost ascultat din pricina evlaviei lui, măcar că era fiul lui Dumnezeu, a învățat să asculte. am învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a le -a suferit. Să țineți minte, testele, examenele prin care ne trece Dumnezeu, ăstea ne învață să-L ascultăm pe Dumnezeu, ne învață să rămânem lipiți de Dumnezeu, să rămânem în legătură cu Dumnezeu. Asta face încercarea. Ne aduce în fața testului, în fața testului arăți dacă ești cu Dumnezeu sau o iei pe drumul tău. Vreor nu mă vede, nu-s camere de filmat, nevasta lui Potifar e simpatică, băiatul e simpatic, nu știu, Iosif a avut principiul acesta, în fața ispitei, solipit de Dumnezeu. Tineri dragi, cu mulți din voi vorbesc, unii din voi îmi scrieți, cu unii mă întâlnesc, povestim, suntem aici. Vreau să vă spun ceva, atâta vreme cât nu fugi, atâta vreme cât nu înțelegi că-i test din partea lui Dumnezeu pentru tine, nu vei putea birui ispita. Atâta vreme cât nu înțelegi că Dumnezeu se uită spre tine, cum s-a uitat spre Iosef. Eu, tu n-ai fost luat de acasă, tu n-ai suferit 12 ani de pușcărie, n-ai fost nici în groapă, dar ai lucrurile tale care nu le înțelegi. Ai lucruri pentru care plânge înaintea lui Dumnezeu. Știi ce făcea Iosef? În pușcărie 12 ani se lupta cu nevinovăția. Se lupta cu nevinovăția. Domne, sunt în pușcărie, n-am profitat de femeia aia, N-am pus mâna pe ea. Nici măcar un pupic. Nimic. Absolut nimic. Gândiți-vă ce luptă a avut. Să fie acuzat, să fie închis și să fie aruncat în temniță. 12 ani. Se lupta cu nevinovăția. Dar vă spun, mai bine să te lupți cu nevinovăția decât să te lupți cu vinovăția. Știți că în Psalmul 32, David și el se lupta. Știți cu ce se lupta? Cu vinovăția. Se lupta și încerca să scape ca de păduchi, ca de purici, ca de ce vreți voi. Încerca să scape de vinovăția. O zis câtă vreme am tăcut și psalmul, 50, psalmul 51, da? câtă vreme am tăcut mi se topia oasele de gemetele mele necurmate. Uitați-vă că Iosif nu a zis, Doamne, stopit. Nu a fost, pentru că el se lupta nu cu vinovăția. Mai grea de dus vinovăția decât nevinovăția. Pentru că să știi ceva, dacă ești vinovat, Dumnezeu știe că ești vinovat. Dar dacă ești nevinovat, oamenii poate nu te vor crede că ești nevinovat. Dar Dumnezeu e lângă tine și știe că ești nevinovat. Ești într-o perioadă în care nu te înțelege nimeni. Ești într-o perioadă în care se întâmplă lucrurile și ai lecții în viață pe care nu le înțelegi. Să știi ceva, Dumnezeu are ceva pregătit pentru tine. Le-am zis tinerilor să pregătească și îi chem să vină în față. Le-am zis să pregătească. Să cântăm o cântare în seara aceasta. Cântarea aceasta, nu știu, o fi compus-o Iosif. Nu știu cine o fi compus-o. Dar cântarea aceasta spune pentru noi, e taină mare. Ce va fi în viitor? Refrenul cântării știți ce spune? Nu poți ști ce fi va mâine. Poți ști tu că toți azi ești pe cai mari, azi ai bănuț un buzunar, ai dolarul, ai euro, ai o mașină șmecheră. Dar știi ce nu știi? Că s-ar putea mâine-i pregătit un pom în care să dai cu mașina. Te-ai gândit la asta? S-a gândit vreodată Belșațar când era roșu în obraz, când ro roiau și vuiau toți în jurul lui. S-a gândit în seara aceea când avea o mie de invitați la masă când curgea vinul, când era mare și tare, când era de valoare, de valoare, toți îl apreciau. S-a gândit el vreodată că apare o mână pe perete și schimbă toată viața? S-a gândit Iosif vreodată când o zis tatăl său către el, Iosif, vreau să te trimit la frații tăi. Știi ce a zis Iosif? Iată-mă, sunt gata. Și a zis Dumnezeu, ești gata, dar nu pentru cărat plasele. Tu de azi începi să fii gata și să te pregătesc pentru o lucrare mare. N-ai vrea în seara asta, că ne vom ruga la sfârșit după ce cântăm, să-i spui Domnului, Doamne, ajută-mă să rămână în ascultare de Tine. Ajută-mă, Doamne, când nu înțeleg. Ajută-mă când vărz lacrimi, să știu că Tu ești lângă mine. Ajută-mă să cred cum au crezut Iosif în temniță. Dacă nu a fost crezut de nimeni, zice un cuvânt acolo, Domnul și-a întins bunătatea peste Iosif în temniță auzi când tot s ordat cu el de pământ, zice că Dumnezeu și-a întins bunătatea peste el. Nu știu care e situația prin care treci. Poate e o mamă bolnavă de cancer acasă. Poate ai un tată care e alcoolic. Poate ai o soră care, nu știu, trăiește cu unul. Poate ai un frate care se droghează. O venit un bilet duminica trecută la Amvon. L-am citit, o tânără de din biserică. Scria, tata alcoolic, frate su robit de țigară, și soră s-a robită de droguri. Mai înțelegi situația asta? Mai poți să înțelegi? Mai poți să înțelegi de ce te lupți să mergi în sus și parcă e groapă după groapă? Nu te chinui să înțelegi. Chinuie-te și roagă-te în seara aceasta și spune, Doamne, vreau un principiu în seara asta, Tu să fii principiul vieții mele. Nu vreau să mă umplu de principii care să le uit și pe care să le abandonez. Vreau Tu să fii lângă mine. Vreau să știu că dacă nimeni nu mă înțelege, tu ești lângă mine și mă înțelegi. Haideți să ne ridicăm pe picioare. Și vreau să cântăm din cântarea aceasta, după care ne vom ruga înaintea Domnului.